poftim, spune. Casa lui bunica mea a luat foc. E foarte trist ce spui. N-a chemat pompieri. De ce? Că avea mulți copii și văzut că erau cu mama ei. Așa. Spune. A, deci au reușit să rezolve cei care stăteau acolo. Nu înseamnă că incendiul n-a fost foarte mare. Ba da, a fost un pic mare. A, bine, un pic mare. Bun. Hai să mai vedem acolo. Pe fișa aia noastră în care avem un pompier și ține în mână un furtun, ce am mai putea să scriem legat de incendii? Ce am mai putea să scriem? Foc. Foc. Foarte bine. Foc. Scriem foc. Scrieți pe următorul, în următorul spațiu liber. Foc. Ce-ar mai fi? Obligatoriu, trebuie să trecem acolo, sunăm la 112. Obligatoriu. Dar încă o dată spun, nu sunăm la 112 aiurea. Ca să facem farse. Da, sub nicio formă. Bun, deci scriem acolo. Sunăm, scriem. Sunăm la 112, da? Scriem 112. Da, dragă, uite așa. Uite așa. Scriem. Ia să vezi cum scriem. Uite așa. Dar nu putem să facem numele? Suzana. Sunăm. Ia te depășești. La 112. Nu scriem 112 cu litere. Scriem cu cifre. 1, 1, 2. Bun. Ce mai putem scrie legat de incendii? Ha, ce mai facem dacă avem incendii? Ce iese când începe focul? Fum. Fum. Deci scriem. Fum. Scriem fum, da? Unde vedem pâcle mari, da? De fum, de fum, știm sigur că este un incendiu, nu? Nu poate să fie altceva, poftim. Am mai auzit pe cineva că striga la ajutor. Da. Și ați fugit? Ați fugit cu mașina? Nu. Nu, n-ați fugit, nu? Bun, ce mai putem să scriem acolo? Putem să scriem ajutor? Putem să scriem... De obicei strigă oamenii așa... Ajutor! Ceva, strigă! Ajutor! Ajutor! Uite așa scriem ajutor! Uite! A... Ajutor! 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 Dacă ai căzut și te rogi și nu te poți ridica și undeva departe, ce strigi? Vei, vei, vei! Nu, dar ce strigi? Ajutor! Așa! Dar ce mai scriem acolo? Cel mai important! Ce scriem? Cel mai important! Să evacuăm locul! Pompier! Pompier! Dacă e vorba de incendiu, nu ne gândim și la un pompier? Pompier! Pompier! Da? Înainte de P, punem M, da? Nu spunem pompier. Pompier. Spunem pompier. Pompiază apa sau pompiază apa? Sănătos. Pompiază. Ce mai putem să scriem acolo? Ia, hai să vedem. Putem să scriem frișcă? Nu. Dar ce putem să scriem? Putem să scriem spumă. Stingător. Da? Stingător. Apă. Apă. Ce ține în mână pompierul? Furtun. Deci hai să scriem toți furtun, da? Furtun. Și apă. Și apă. Scriem vin. A? Furtun. Benzină. Benzină, da? Oh. Benzină. Da, înseamnă ia foc. Ia foc. Păi dacă tot deja avem foc, mai turnăm gaz pe foc? Ia este o vorbă. Când se ceartă doi sau cuiva cineva supărat, dacă mă duc și îi spun ceva și îmi fac și mai tare să supere, spune, toarnă gaz pe foc. Ce se întâmplă dacă tu gaz, gaz, benzină, motorină? Mai tare se, așa și da. Dacă tu ești supărat și nervos, eu nu te enervezi mai tare. Toată
Ce mai putem să scriem? În toate instituțiile. Ce ar trebui să fie în toate instituțiile? Un... Cum se cheamă? Un bec. Un detector de fum. Și atunci când ăla miroase, ce se întâmplă? Ar trebui să fie în toate clădirile. Să pornească apa. Alea se cheamă sprinklere, dacă vă spun eu. Da? E ca o stropitoare. Într-o zi când am fost afară, deci de, când jucam fotbal, am văzut mult fum și am mers unde era ca să vedem. Și? Și am văzut că ardea o casă cu un garaj. Dar așa povestești ca și cum am văzut că ardea o casă cu un garaj. Au dat niște copii mici foc. Vai de mine, hai, vai de mine. Deci scriem acolo, hai că discutăm imediat. Scriem acolo detector de fum. Detector de fum. Da? E un aparat care detectează fum. Da? Hidrant. Câte spații ne-au mai rămas acolo? Una. Hidrant. Bun. Să citească cineva cum arată fișa asta completată toată, cuvinte despre incendii. Uite, pompierul nostru. Șef. Suzana. Uite, băiețelul terminat. Fetița mai are un singur cuvânt. Păi, dă-și un singur pic. N-ai scris scrii și după... Ai rămas în urmă. Uite acolo ce am scris. Pompier, urgență, ajutor, detector de fum, furtun, hidrant. Da, dragule. Pe dar n-am scris foc. N-am scris foc? Scrieți voi. Poftim. Da, dar pe tabla scris. Fum. Da, poftim. Mai e ceva lipsă? Poftim. Bun.